La aceste adunări ale noastre, în Biserica Filadelfia, noi nu vă manipulăm cu psihologie, nu vă manipulăm cu energie pozitivă, cum zic unii, da? Cu magie, cu spălarea creierilor, cum spun unii. Noi nu avem o abracadabra. Deci noi în aceste adunările noastre vorbim despre Dumnezeu și puterea Lui miraculoasă. Lăudați să fie Domnul! Am mai spus ceva, dragii mei. Știți, Biserica Filadelfia are 7 valori de bază în care noi credem și în care noi le practicăm, noi le susținem la ele. Prima valoare de bază este că noi punem preț pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Iată de ce cântăm Lui, iată de ce ne rugăm Lui, iată de ce ne închinăm Lui, de ce? Pentru că El este Dumnezeu întrupat în această lume. El mă poate conecta cu Dumnezeu și El mă poate elibera de tot ce este rău. Nu moașe, nu religia, nu preoții, nu pastorii fac aceste eliberări. Și Dumnezeu venind în lume, întinde mâna omului păcătos ca mine și ca tine. Slăvit să fie numele Lui. Când l-a văzut dracii pe Hristos, a început să tremure. Eu nu mă pot lupta cu ei. Sunt și astăzi duhuri și reci cele rele. Nu mă pot lupta cu ele. Doar cu Hristos împreună. Doar cu Iisus putem să biruim și să distrugem legăturile răutății a diavolului. Iată de ce, fiți pregătiți să ascultați 5 pași concreți, 5 sfaturi, 5 sfaturi cum să fii liber, cum să te bucuri de libertate în Hristos. Vă voi da 5 principii pe care vă conduc eu în viață. Dacă aveți posibilitatea, scrieți, scoateți un pic, o foaie, faceți o poză. Prindeți-le și puneți-le în experiență, puneți-le în practică. Vă spuneam, eu am fost victimă și am avut nevoie de eliberare. Și în momentul când m-a eliberat Hristos, eu sunt într-adevăr liber. Pot să mă bucur, nu mă tem de ceea ce a distrus, a rănit sufletul și viața mea. Pasul 1. Sunteți gata? Îmi promite, sunteți gata? Pornim? 5 pași concreți. Când te duci acasă, trebuie să știi. Adevărul este Hristos și te eliberează Hristos. Cum? Care sunt lucrurile care te ajută să intre într-o eliberare de plină împreună cu El? Așa. 1. Recunoaște. Pasul numărul 1 este recunoaște. Vă voi da 5 cuvinte cheie care încep toate cu R, cu R. Să vă fie ușor, să le memorizați, ele nu sunt grele. Să învățați pe alții, când vă veni după ajutorul vostru, uite, am o problemă, spune acești câțiva pași și lasă să experimenteze aceste intervenții ale Lui Dumnezeu. Primul, recunoaște. La ce vreau să mă refer, dragul meu? Identifică care este problema în viața ta. Primul lucru este, noi toți avem probleme, noi toți avem anumite neajunsuri, anumite neclarități, anumite lucruri care trebuie să le lăsăm, să le abandonăm. Vă spun încă o dată, frica și misticismul și tot felul de lucruri rele mă tulburau, mă deranjau, mă îndepărtau de Dumnezeu. Și s-ar putea să fii și tu ca mine. S-ar putea să ai o problemă spirituală. S-ar putea să ai un viciu care nu-l cunoaște nimeni decât tu și Dumnezeu. Primul lucru este identifică acel rău care este în viața ta. Pune mâna pe el. Spune, da, este problema mea. Nu știe soțul, nu știe soția, nu știe de părinții, dar știu eu și mă vede Dumnezeu. Și întrebarea este, care este acel lucru care te face să suferi cel mai mult în viață? Uite ce e problema. Și dacă descoperi acel lucru, da? Dar ca să-l descoperi, primul principiu este principiul sincerității. La acest capitol vorbim despre practica acest capitol al sincerității, care spune, fii sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu. Nu trebuie să te rușinezi de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le știe pe toate și le vede. Vedeți acolo? Iată de ce, când vii înaintea lui Dumnezeu, nu veni cu
ca și cum trebuie să-L informezi și spune, Doamne, eu am un problem. Este problema aceasta. Identifică corect pe nume. Știi de unde, care este lucrul care te deranjează, care îți produce rușine, îți produce rău în sufletul tău. Trebuie din nou să-ți ceri iertare și iar îl faci, iar îl practici și nu știi cum să scapi de el. Dacă știi că este acel lucru, da, este bine, ești la nivelul 1. Pasul numărul 2 este regret. Dacă recunoști care este problema ta, și vă spuneam că eu am recunoscut problema mea, în momentul când am recunoscut, am regretat. Și vă dau un sfat, nu da vina pe toată lumea pentru problemele din viața ta. Sfatul meu vă va ajuta mult. Deci în momentul când ai o problemă și o descoperi în viața ta, nu da vina nici pe copii, nici pe soț, nici pe soție, nici pe primar, nici pe președinte, nici pe toată lumea. Unii ajung până la Dumnezeu. Dau vina pe Dumnezeu. Problema este a mea și dau vina pe Dumnezeu. Și vă invit la acest nivel să vorbim despre și să practicăm principiul maturității. Și vă dau un exemplu. În familie am copii mai mari și mai mici. Și vă spun eu, când fac ceva, o poznă, și eu încep să întreb de la cel mai mare până la cel mai mic, cine a făcut pozna? Vă spun eu că eu. Nimeni nu a făcut nimic. Și o iau de la început, cine a făcut pozna? Și iar, nu eu. De ce? Copiii sunt sinceri. Dar în același timp, copiii n-au maturitate și n-au îndrăzneală curajul să spună, uneori creștinii sunt așa ca copiii, vor să se ascundă sub pat sau sub masă. Îți trebuie maturitate spirituală să spui, problema este a mea, din pricina mea, oamenii bun, ascultați. În familie, sunt în familie probleme unde tensiunea crește. De ce crește tensiunea? Pentru că ambii parteneri găsesc defecte unul în celălalt și spune, unde tu. Și celălalt spune, nu, bă, tu, din cauza ta. Și nu recunosc vina lor personală, nu recunosc unde greșesc ei. Și am asistat la astfel de conflicte, eu ne-am spus, bă, da, mai nu mai spune despre ea, vorbește despre tine. Și el iar trece în partea cealaltă, spune, dar nu mai vorbi despre ea, vorbește despre tine. De ce? Pentru că dacă nu recunoști și dacă nu regreți că ai și tu probleme și ai și tu partea ta de vină în acest proces, nu se rezolvă. Nu se rezolvă, dragul meu. Înțelege-mă. Recunoaște, regretă acest lucru. Așa? Pasul numărul 3, care vreau să vă dau în această zi, este renunță. Spune cu mine, renunță! Renunță! Renunță la ceea ce tu descoperi că îți face rău în viața ta. Renunță la acel lucru. Eu am renunțat la superstiții. Eu am renunțat la cea prin. Eu m-am încrezut în Dumnezeu pentru rezolvarea problemei mele personale. Deci nu continua să mergi în continuare în acel lucru. De ce? Pentru că nu vei reuși. Te vei distruge în timp. Vei merge din rău mai rău. Renunță la acel păcat, la acel viciu. Renunță să fii un om care să-i respingi pe toți, care să-i critici pe toți, care să arăți cu degetul în toți, care să-i faci vinovați pe toți. Renunță la acest lucru. Caută altceva. Caută să vorbești din altă perspectivă. Și aici vorbesc despre principiul oportunității, dragul meu. Care înseamnă renunță la rău de dragul viitorului meu. Renunță la rău de dragul viitorului meu. Acest lucru este important. Domnul Iisus Hristos se apropia de oameni și îi întreba, ce vrei să-ți fac? E drept sau nu? Ce vrei să-ți fac? Și acei oameni știau ce vor. Știau că au nevoie de o eliberare. Știau că au nevoie de o vindecare.
Și înțelegeau că au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Hristos poate să producă un miracol. De aceea, adevărul întrupat, dragii mei, Hristos, care este adevărul întrupat în această lume, mă poate elibera. Iată de ce noi, împreună, aici, acasă, noi practicăm rugăciunea. Da? Rugăciunea. Noi credem în intervenția lui Dumnezeu. De aceea, pasul pastru este roagă-te. Roagă-te lui Dumnezeu. Nu voi uita niciodată o persoană care a venit la adunare în acest loc. Și discutam cu el mai târziu și îmi spunea, încercam să abandonez, încercam să lăs fumatul, care 45 de ani am fost tot fumător și familia, copiii, prietenii, încercau să mă ajute, să mă asiste, să mă muste dacă trebuie, pentru a lăsa acest lucru. Și încercam și nu puteam. Spunea că de la 6 ani fumează și spune că este absolut imposibil să-l las. Spune, nu pot. Dacă vreți să mă acceptați, așa, e ok. A venit la biserică și mi-aduc aminte că a stat în partea stângă mea, acolo la mijloc, și asculta exact un mesaj despre Iisus, cum a spus tu astăzi. Și a venit în acea zi cu puține așteptări. Dar mesajul a fost simplu pentru el și a înțeles că îi dă o șansă și un lucru. Doamne, Tu știi problema mea. Nu sunt un culpa. Nu sunt un om destrăbălat. Iubesc familia, copii. Iubesc om de treabă. Lucrez. Am ce am în viață. Nu sunt un prostit. Dar de-a mii greu și mie de acest lucru. Aș vrea, dar nu pot. Nu pot. Și acea zi a ieșit în față pe Dumnezeu. Îmi mărturisea și spunea, fratele meu, am ieșit pe prag după adunare și am descoperit îndată că după 2 ore de adunare nu vreau să fumez. Iar ajungând acasă, am aruncat țigările și au fost pentru totdeauna. Am simțit o eliberare totală, o eliberare de la Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul nostru! Nu l-am prelucrat aici, nu i-am făcut nimic decât am spus că Iisus este prezent. Credința ta, rugăciunea ta, dorința ta, sinceritatea ta, Dumnezeu te ajută dacă tu binevoiești și alegi acest lucru. Iată de ce acest lucru contează foarte mult și vorbesc despre principiul dedicării, cu totul în Hristos care mă întărește. Lăudați să fie Dumnezeu! Ascultați, oameni buni! Asta este ceea ce a spus Iisus. Veți cunoaște adevărul. Îl veți cunoaște pe Iisus nu ca informație, ci ca experiență, ca relație, ca o persoană care intră în contact cu viața ta și te eliberează de aceste vicii care îți distrug, care te îndepărtează, care îți distrug viața pe genul. Și un lucru care vreau să-l spun în continuare este relaționează, cel de-al cincilea lucru. Relaționează. Recunoaște, regretă, renunță, roagă-te și relaționează. La ce mă refer la acest lucru? La ce mă refer? Fiți atenți. Când Dumnezeu te eliberează de un viciu, te eliberează de superstiții, te eliberează de un păcat, de frică și de orice alt lucru rău în această viață, de care nu o să-l ai, Dumnezeu nu numai că te eliberează, ci te conectează cu oamenii credincioși lumii. Oameni buni, credeți-mă! În momentul când m-am văzut liber, credeți-mă, problema era destul de serioasă. În momentul când m-am văzut liber, poate și Dumnezeu a făcut în felul acesta, eu am făcut pentru prima dată rugăciunea de pocăință, de împăcare cu Dumnezeu, seara pe la 11. Ca după rugăciunea respectivă să merg la gazda pe care eu aveam, să merg singur în oraș, să traversez, dacă a fost cineva pe la Sunroca, să traversez strada lângă râul Nistru, dar singur, este cea mai periculoasă zonă în orașul Sunroca, se spune Nadej. S-a auzit de ea? Acolo se fac cele mai multe lucruri rele noaptea,
Și eu fiind numai ce am cerut de la Dumnezeu ajutorul și am intervenit Dumnezeu în viața mea pentru rugăciunea mea sinceră, am mers acasă eliberat. Nu am mai experimentat frică, n-am experimentat necazurile care m-a afectat. Căutați să fie Dumnezeu. Dar ascultați ce s-a întâmplat. Nu a trecut mult timp și părinții mei, și prietenii mei, și cunoscuții mei, a început să intervin și să spună, eu prostie, te-ai dus la o religie, la o credință, lasă prostiile din cap, hai cu noi la discotecă, hai la un pahar, hai la să ne distrăm, mai departe. Și a avut o altă frică, știți care? Frica de Domnul. M-am gândit că dacă merg înapoi, unde am ieșit, și intru din nou în acea zonă gri, de unde m-a scos Domnul, aș putea să nu mai rău a fost. Și atunci, vă spun sincer că m-am conectat, Dumnezeu m-a ajutat să mă conectez cu oamenii credincioși. Mă bucur atât de mult că Dumnezeu m-a ajutat să mă întâlnesc cu oameni care m-a ajutat, m-a asistat în viața mea de credință. Iată de ce în Biserica Filadelfia, grupurile de ucenici sunt cadrul minunat de relaționare. Ce facem noi în grupuri? Ne rugăm unii dintre alții, ne încurajăm, ne îmbărbătăm, da? Și aici este vorba despre principiul unității. Unitatea generează putere. Da, tu poți să te rogi singur acasă, eu înțeleg. Tu poți să citești Biblia singur acasă și o vei înțelege puțin sau mai mult sau mai puțin. În momentul când te conectezi cu oamenii credincioși lui, vă spun eu, ești mai mult încurajat, cunoști mai mult din adevăr, îl percepi mai bine pe Dumnezeu, îmi place atât de mult la grupuri să stăm de vorbă, din același capitol. Să împărtășesc eu și tu ce ai învățat în această oră și împreună să ne rugăm unul pentru altul. Aceasta generează putere. De aceea vă invit să faceți parte din grupurile de ucenici ale bisericii. Vă invit să dați importanță grupurilor. De ce? Pentru că, încă o dată, ești încurajat, ești susținut, motivat, asistat, ajutat, echipat pentru a fi, a rămâne în libertate pe care ți-o dă Dumnezeu. Cunoști adevărul și adevărul te eliberează și te relaționează cu oamenii credincioși. Acum, vă rog să fiți atenți. Alegerea este a mea și alegerea este a ta. Ce am în vedere? Eu decid dacă vreau să rămân așa sau dacă vreau să se schimbe ceva în viața mea. Și vreau să vă ilustrez acest lucru. Ce este acesta? Un vultur. Vă plac vulturii? Eu, când am ocazie să merg la grădina zoologică, eu admir totdeauna vulturii. Mi-mi plac vulturii. Și îmi place să-i admir, dar mai ales să-i admir, știți când? Când întind aripile și dacă mai fac un cerț sau două prin cușca lor de tare. Da? Cred că ați văzut acest lucru. Îmi place foarte mult să văd cum zboară. Dar ascultați, oameni buni, vulturul n-a fost creat de Dumnezeu. Menirea acestei păsări nu este să stea în cușcă. Menirea acestei păsări nu este să stea la admirația altora. Pentru că dacă am cunoaște noi ce se face în interiorul acestei păsări, care ar vrea să aibă o altfel de viață, să zboare, să fie în libertate pe care i-a dat-o Dumnezeu prin creație, ar fi cel mai fericit, ar fi cel mai bucuros, da? Dar faptul că este pus în cușcă, aceasta, viața lui este total fără acel scop, prim scop pe care a fost creat de Dumnezeu. Ca să iasă de acolo, ar trebui doar o intervenție într-o parte, ar trebui o mână, da? Ar trebui cineva să-i deschidă ușa. Iată că ușa este Hristos pentru noi. Și uitați-vă la imaginea numărul 2. Pentru asta a fost creată această pasăre, să zboare, să cerul este locul unde el își întinde aripile. El are priveliște de sus spre această lume. El admiră lumea de sus, el este liber, lui place libertatea, lui place să zboare, lui place să se ridice la înălțimi oamenilor. Și niciodată această pasăre nu va fi împlinită, fericită în această condiție.
Înțelegi, mă, ce vreau să spun, dragul meu? Dumnezeu ne-a creat să fim liberi. Lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu ne vrea să fim liberi. Dar am pierdut acea libertate prin faptul că am ales răul. Am ajuns sub influența răului. Și în viața mea răul poate domina. Iată de ce Hristos a venit în lume să spună: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Îl cunoști pe Hristos. Cunoști prin experiență de Iisus Hristos și te eliberează. Pune-L pe Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu în probă. Vei vedea câte rezultate. Vă mărturisesc că nu m-am dezamăgit. Vă mărturisesc că am experimentat această eliberare totală pe care o dă Dumnezeu fiecare. Doar am știut ce vreau. Am știut că am probleme. Am știut care sunt ele. Am știut să regret. Am vrut să renunț. M-am rugat lui Dumnezeu. Și m-am relaționat cu voi. Cu oameni credincioși. Vreau să vă propun să fiți oameni serioși cu voi și cu Dumnezeu. Principiul sincerității este recunoaște. Identifică acea zonă, acel lucru care știi tu că este rău, este greșit. Dacă sunt superstiții sau frică ca la mine, îți spun, este rău. Nu mai trăi în superstiții, este rău. Dacă este un lucru murdar, un viciu care te domină, este un lucru rău, tu îl știi, nu l-ai spus la părinți, nu l-ai spus acolo, la soț, la soție, nu trebuie. Spune lui Dumnezeu, fii sincer între tine și Dumnezeu. Regretă, dragul meu, că nu este ok și nu este bine și l-ai practicat, l-ai făcut. Și ia astăzi decizie să renunți la el. Și îți mai propun ceva, roagă-te. Pentru că eu m-am rugat pentru mine într-o zi, când nu mai vedeam ieșire din situație și Dumnezeu m-a ajutat. Nu sunt mai bun ca tine. Roagă-te astăzi.